De ce? Pentru că la noi văd de multe ori că este mai mult decât privilegiat. Aș putea vorbi în termeni de tipul Deleuze Guattari despre o iubire de capital și legat de chestia asta de iubirea de ierarhie, de un anumit paternalism. Na. Ce părere ai de chestii de genul ăsta? Cum vezi de fapt? Cum vezi de fapt iubirea de capital? Iubirea de capital în contextul local, deci mi se pare cumva în mare parte justificată, tocmai pentru că am trăit fără capital. Nu? În Estul Europei subdezvoltat, nevoia de capital a fost întotdeauna din secolul XIX, de la formarea statelor națiune, până la căderea comunismului și după, a fost exact ceea ce lipsea pentru dezvoltare, pentru ajungerea din urma Estului și așa mai departe. Și atunci sigur că asta naște în periferie o relație fetișizantă cu capitalul. Absolut. Faptul că ea este cumva exacerbată post-89 datorită neoliberalizării și așa mai departe, care promovează fix chestia asta, iar e cumva de înțeles, mai ales când e o chestie globală, practic. Din anii 70-80 asta devine regula globală. Cine are capital, cine deține capital, cine intră în jocul ăsta e persoana de succes și mai mult decât atât este exact ceea ce oferă bazele noi cetățenii, practic. Să ai capital și acces la posibilitatea de a cumpăra lucruri în principal. Și dacă nu ai capital, dacă nu poți subscrie la această, nu știu cum să zic, tehnica a succesului, ești cumva aproape paria. Da, dacă ești exclus, nu ești cetățean, clar. Și probabil, sper eu să ajungem să discutăm despre asta, dacă gândești în alți termeni, iarăși ai o poziție cel puțin ciudată față cu mainstream-ul. Și mainstream-ul ăsta, bun, înțeleg că are și un istoric, adică, cum zici, din secolul XIX până în prezent putem vorbi de o lipsă de capital, deci normal să vrei să ai, dar este cumva, apropo de globalizare, și din afară. Cum ți se pare? E mai tare ceea ce este impus, apropo de iubirea de capital, din afară? Sau... Da, cred că e o conjunctură globală, adică pe de-o parte ai clar mișcarea asta înspre glorie. Adică eu nu cred foarte mult în asta cu neoliberalismul și schimbările subiective pe care le-a adus Deleuze și Guattari, ce zic ei acolo. Dar e ceva important în asta, că după anii 70 ai într-adevăr o fetișizare foarte puternică poveștii cu acumularea, să acumulezi cât mai mult. În principal capital, dar în sensul clasic, dar și simbolic și bunul și așa mai departe. Și atunci, exact, succesul ăsta bazat pe acumulare este ceea ce creează granițele, noi subiectivități, noi cetățenii, nu ai acces la așa ceva, ești cumva exclus din poveste. Și sigur, după 89 la fel, România, Estul, subdezvoltat, fiind privați de capital, chestia asta a fost descoperită ca o formă de eliberare, practic, de civilizație, de faptul că poți să ai acces la bunurile vestice, că poți să consumi ca vestici, era o formă de a te considera emancipat de trecutul comunist, de lipsuri și așa mai departe. A venit clar la pachet cu o formă de civilizare. Ăsta e paradoxul în Estul Europei, în România, dacă vorbim concret. Faptul că peste tot lupta împotriva capitalismului, acumulării de capital, are aceste valențe, să spunem, critice de stânga și așa mai departe, în Estul Europei lucrurile stau pe dos. Cu cât ești mai aproape de consumul de capital, de acumularea de capital, ești mai civilizat. Ești mai integrat circuitelor vestice, ești mai modern, ești mai diferențiat de plebea care nu știe. Cum s-a exprimat, de fapt, și înainte de 89, distinția față de comunism? Fiind capabil să cumperi bunuri vestice, un blug, o carte, un disc și așa mai departe. Fetișismul vine la pachet aici cu civilizația, e absolut paradoxal, cumva. Ok, vreau să discut ceva despre capitalism de stat, comunist ca capitalism de stat. Teza pe care eu știu de la școala de la Frankfurt, am mai văzut că și Gaspar Tamaș vorbea de așa. Dar până acolo ai zis că tu ești destul de reticent față de tezele lui Deleuze Guattari. De ce?
discuție lungă aici. Okay, măcar ca o paranteză atunci, ca să nu... Ca o paranteză, cred că e foarte important de a înțeles momentul istoric în care tipul de scriere de Deleuze, Guattari, chiar și Foucault, chiar și Derrida apar. 68-ul, mișcarea împotriva, mă rog, pe de parte, Partidului Comunist Francez, în cazul Foucault, dar în principal în ceea ce privește mișcarea asta de emancipare, dizolvarea ierarhiilor anterioare, dizolvarea rigidității statului, welfare state-ului vestic, uh-huh, și așa mai departe. Cred că e important de văzut momentul ăsta în care avem nu numai această formă de respingere de revoluție, dacă vrei, subiectivă, dar totodată se întâmplă un element foarte important și anume o modificare în însăși modul de funcționare a capitalismului. Și atunci pentru mine întrebarea este dacă tipul acesta de texte precum Deleuze, Guattari și alții sunt un răspuns la ceea ce se întâmplă sau sunt mai degrabă un efect la modificări din interiorul modului de producție, din interiorul felului în care funcționează capitalismul și dacă nu cumva vorbim practic de tipul lor de filozofie ca efect al unei noi forme de acumulare flexibilă, non-ierarhică. Dacă citești ce propune Deleuze și Guattari, nu? Ce propun ei, nu pare foarte diferit de ceea ce se întâmplă în capitalismul post-68. Flexibil, descentralizare, non-ierarhii, chestii bazate pe servicii și producție intelectuală, nu bunuri industriale și așa mai departe. Cred că cumva neoliberalismul și tipul ăsta de scriere merg cumva mână în mână. Nu spun că nu au valoare critică sau că nu au valoare filozofică dincolo de asta, dar eu l-aș vedea mai degrabă în interiorul acestui moment istoric la pachet. De ce zici asta? Pentru că, pe de o parte, ei critică foarte tare centralitatea și posibilitatea ca ceva să aibă rol de principiu, apropo de capital, care pare cumva rol de principiu, principiu în sensul ăsta vechi filozofic. Da. Și pe de altă parte, nu știu, întreb și eu, poate e o chestie de termeni, poate e o chestie de puncte de vedere diferite. Eu n-am impresia că după anii 70, capitalismul occidental din Europa sau din SUA ajunge neapărat de ierarhizat. Mă gândesc la texte de tipul Krugman-Stiglitz, care vorbesc despre cum atunci se pun bazele, bun, după aceea evoluează din ce în ce mai tare în sensul ăsta în anii 90 sau 2000, cu o mărire a discrepanței între bogăție și sărăcie, adică o ierarhie foarte întărită. Și atunci mă gândesc că un text de ăsta, din această perspectivă, un text de ăsta de tip Antiodip sau Mie de Platouri, e în continuare marginal. În ce sens? El vorbește despre o realitate care se accentuează asta cu ierarhia, cu principiul care strivește și mai dar bun, poate sub altă formă. De acord. E evident că ierarhiile se măresc la nivel global, nu de, cum se numește asta, de localizarea producției, da. Mai multă exploatare în sud, de teritorializare, exploatare în sudul global și așa mai departe. Sigur, toate astea se întâmplă. Ce ziceam acolo era puțin legat de iluzia asta a producției în vest, în care ai nu firmele în care nu există șef, există numai din astea de creație, suntem nu, modelul agenției de publicitate sau mai știu și ce. Și atunci un text ca lor să poată fi folosit pentru întărirea unei iluzii de astea? Cam asta? Mi se pare că e posibil și așa ceva. Uh-huh, uh-huh. E posibil așa ceva să joace rolul ăsta cumva de... Nu spun că neapărat se întâmplă așa, nu spun neapărat că textele lui Foucault, de exemplu, în care nu, și el ce vorbește tot despre destructurarea puterii, puterea peste tot, nu avem ierarhii, nu așa funcționează neapărat puterea, că e foarte capilară, foarte difuză, seamănă cumva cu relațiile de muncă dintr-o firmă de publicitate. De acum, mă rog, nu vreau să... Da, vreau să zic că e un moment istoric în care textele astea apar împreună cu modificări... în interiorul capitalismului și cred că ar trebui gândită cumva împreună. La fel cum faptul că pentru toți capitalismul și relațiile de clasă nu mai joacă un rol foarte important în explicarea mecanismelor sociale, ceea ce pentru mine este fără pierdere. Da. Bun, și mie mi se pare că este și un, nu știu, poate termen nu-i potrivit, o aroganță, știi, am ajuns într-un post în care nu mai este ok și dacă vorbesc despre clase, deși ele sunt foarte operante. Mă rog, da, ca să prelungesc puțin discuția, nu cumva asta se poate întâmpla cu orice gânditor care este contondent împotriva sistemului, adică să fie preluat. El scrie,
După care niște oameni, mă rog, nici nu contează cine anume, e un fel de presiune ca să fie recuperat respectivul și fie, să fie făcut să zică tot ceea ce ar vrea mainstream. Adică, de ce zic chestia asta? Îi se datorează unuia ca Focos sau li se datorează lui Dorius Gata? Adică sunt preluați? Textele lor fac asta cu putință? Nu, dar eu n-am zis că sunt preluați. Evident că sunt preluați și încheie foarte greșită. De pe vreme, Foucault, felul în care a fost preluat Foucault, de exemplu, de mainstream Academiei Americane în anii 80, este revoltător. Este o recitire foarte greșită. Mare parte a lui Foucault, după aceea toată povestea cu governmentality, toate poveștile astea, foarte eronat preluat Foucault, în afara contextului lui, prelungit și acum e un dezastru acolo. Okay. Preluare greșită. Ce vreau să spun e ceva dincolo de preluare, adică felul în care un anumit set de filozofie, un anumit tip de filozofie apare în strânsă legătură cu perioada capitalismului respectiv, cu contextul regimului de acumulare de producție din perioada... Economic, da. Exact. La fel se poate spune și despre Marx, cu toată în sens pozitiv, adică nu spun neapărat că e ceva rău. Marx era timp, omul timpului său, cum s-ar să spune. Din nu, gândirea lui este complet modelată de avântul revoluției industriale, efectele revoluției industriale în Europa de Vest. Deci, în sensul ăsta. Sigur că de aici poți să dezvolți o critică, dar trebuie clar văzut momentul istoric. De asta spuneam și despre Deleuze, Guattari, Foucault. Sigur că dezvoltă o critică a tipului de capitalism, dar trebuie să vedem exact momentul în care apare și ce înseamnă asta. Da, bun, asta îmi spune și mie că e de maxim bun simț să ții cont de context. Doar nu e scris textul în afara timpului și are valoare, nu știu, veșnică. Da. Ok. Bun, păi aș reveni la ce discutam cu capitalismul de la noi. Am atins puțin faptul că aici a fost mare sărăcie, nu că n-ar mai fi. Și sărăcie moștenită de pe vremea comunismului, bun, și mai dinainte, ca să ne ducem. Dar eu vreau să întreb de cum vezi tu, teza asta cu capitalismul de stat. E foarte corectă, da. E foarte corectă. Cred că e singura formă, sigur acum termenul în sine capitalism de stat poate fi dezbătut la nesfârșit, de la Panekoek, toată lumea, toți marxiștii, adică o poveste mai veche dinainte de, încă din timpul stalinismului, practic. Aha. Trotsky chiar mai devreme, într-o anumită formă sau altă. Deci, cred că termenul în sine poate fi dezbătut, ce înseamnă, cât de mult se aplică și așa mai departe, dar cred că e important de reținut povestea asta, că ce am avut de fapt în Europa de post-45 și în Uniunea Sovietică, în timpul Stalin, că de acolo pornește, avem de fapt o formă de dezvoltare condusă de stat, dezvoltarea societății condusă de stat, de sus societății, bine, de Partidul Comunist, Partidul Stat. Este o formă clară de dezvoltare pe principiile modernității vestice, capitaliste, industriale vestice, care nu avea decât scop de a trage aceste societăți din zona feudală, relații de castă, relații de subordonare, într-o societate a claselor, în care, mă rog, clasa muncitoare, retoric cel puțin, avea cumva întâietate. Sigur că, în mod practic, erau la fel de subjugate, ca din punct de vedere de, ca și în capitalismul vestic. Producere, nu, muncă salarială, producere de bunuri, deci sistemul era același. Sigur că avea monopolul Partidului Comunist asupra producției, era important. Dar nu asta definește nu un sistem non-capitalist, din contră, ci exact munca salarială, producția de mărfuri, circulația lor și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere nu e niciun dubiu, cred că aici e marea neînțelegere, de fapt. Avem acest moment istoric, moment de dezvoltare pe principii capitaliste. Ce interesant la noi și de aici cred că apare contradicția de fapt, este că, unu, procesul ăsta s-a produs, care e complet similar vestului, deci secolul XIX în vest, se produce aici în a doua jumătate a secolului XX, foarte rapid. Și ce e important la noi este că avem practic un tip de modernitate întreruptă, cum ar veni. Tot procesul ăsta nu s-a jucat până la capăt. Și atunci, practic, când cade comunismul în 89, sau ceea ce se numea comunism, de fapt, ceea ce cade este monopolul Partidului Comunist asupra politicii, economiei și așa mai departe, instituțiilor, avem practic un moment de dezvoltare întrerupt. Tot procesul ăla n-a fost dus până la capăt din diverse motive, de la lipsa de economice în principal, lipsa de tehnologie și așa mai departe. Când cade comunismul, practic rămânem în momentul ăsta de dezvoltare întreruptă. Și practic ai contextul unei societăți
post-feudale, post-țărăniste, dacă post-țărănești, într-o tranziție întreruptă. Și după aceea urmează momentul 89, care înseamnă ceva diferit. Dar cred că astea două ar trebui văzute împreună, nu? O formă de modernizare, industrializare forțată, cum s-a zis, de sus în jos și așa mai departe, care duce la apariția unor relații de clasă. Și iar însă fundalul ăsta țărănesc anterior rămâne destul de puternic acolo. Și acum? Și acum, păi, acum s-a accentuat, pentru că acum e posibil să vorbești despre asta. E cumva un fel de recuperare nostalgică împreună cu interbelicul și pe altele la pachet cu ortodoxismul. Asta vin la pachet ca recuperare nostalgică, fiind nu toate anticomuniste. Asta e tot paradoxul. Într-o cercetare mai veche m-am uitat la felul în care Partidul Comunist încerca să educe oamenii care veneau la oraș, care se mutau de la stat la oraș. Era un întreg efort din ăsta civilizatoriu de a le explica oamenilor cum să locuiește într-un apartament de bloc, prin diferite forme, reviste, cărți, cursuri la școală și așa mai departe, ce face mașina de spălat și nu știu ce, toate chestiile astea. Se vedea acolo, în schimb, o rezistență foarte mare a populației care venea acolo. Era un fel de antistatism, anticomunism cumva foarte puternic în spate, din diferite motive istorice, de ce se întâmplă așa, mai ales asocierea cu statul și așa mai departe. Da, era evident, asta a fost, mi s-a părut, tensiunea majoră în timpul comunismului, care după aceea, mă rog, s-a reorganizat altfel după 89. Dar aici avem conflictul major, clar, între o formă de industrializare și un background din ăsta țărănesc care era cumva rezistent, mare parte rezistent la ce s-a întâmplat. Înainte de te întreba de comunismul teoretic și cel real, vreau să ajungem și aici, că tot am vorbit puțin despre țăranii de la noi, despre sărăcie. E o teză pe care cu siguranță ai auzit-o, că e peste tot în presa, la televizor, că deși există sărăcie, viață grea, viață infectă aproape la țară, bun, există și la oraș, de la țară probabil că este mai evidentă, totuși, oamenii au o alegere, adică sunt liberi, iar putea, dacă ar vrea să iasă din situația asta, cu toții suntem liberi, e o chestie de voință, de bună orientare și poți să ajungi în vârful ierarhiei, adică cu toții, chiar dacă n-au școală, n-au spitale. Nu, evident că nu, evident că nu. Este mitul neoliberal al subiectului autonom care face și drege. Nu, absolut nu, e clar, chestii structurale. Oamenii sunt acum din ce în ce mai mulți condamnați la sărăcie, la lipsă de șanse, la lipsă de perspective. Nu cred că se poate face, că nimeni nu se poate trage. Trebuie clar măsuri structurale, pare rău, statul din nou trebuie să aibă un rol major în toată povestea asta. Altfel, lăsat la liber, piața, capitalismul nu se autoreglează, din contră produce numai inechitate. Asta mi se pare clar. Sigur că la noi ideologia asta funcționa foarte puternic, era consonantă, nu, cu tipul de liberalism de secolul XIX care a supraviețuit cumva în timpul comunismului. Neoliberalismul a accentuat chestia asta și atunci, sigur, totul e pe bază de merite individuale și așa mai departe. Ceea ce e interesant este că mare parte din oamenii ăștia care propovădesc chestiile astea, pe lângă faptul că lucrează mare parte din timp la stat, cei mai mulți dintre ei și-au făcut educația într-un sistem gratis. Au crescut și nu s-au format ca indivizi într-un sistem ăsta comunist, cum se numea, în care n-ai plătit, nu se plătea pentru educație, nu se plătea pentru asigurarea medicală, mă rog, era sistemul respectiv de redistribuire. Aveai cumva asigurat un minim nivel de trai, o anumită plasă socială și așa mai departe. Deci toți oamenii care au beneficiat de chestia asta, mare parte din tinerețea lor, deodată descoperă virtuțile astea. Mi se pare că e o crizie majoră, clar, mecanism ideologic clasic, nu poți discuți mult. Și cred că trebuie atacat exact în contradicțiile sale, exact acolo. Da, mi se pare foarte ciudat că nici nu observă o anumită prăpastie între ce spun și ce se întâmplă. Adică, cum anume susții când zici așa ceva, faptul că dintre acești mulți oameni care nu au acces la educație, care trăiesc o viață mai degrabă nefericită, ca să nu spun direct foarte nefericită, foarte puțini au acces individual la nu știu ce ieșire din acel spațiu. Și dacă vezi că asta se întâmplă în realitate, cum mai poți să spui că toată lumea are posibilitatea asta? Este
Este o egalitate de șanse, da, sau nu știu, e ceva, e o propastie acolo. Uite-te ce se întâmplă și uite ce spui tu, că oricine poate, dacă vrea cu adevărat, dar nu vrea. E leneș, da, cum e, cum ziceam, știu, da, leneș nu vrea să muncească, asta e discursul oficial de astăzi. Bea, uite, da, 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 exact, exact. Evident, asta este mecanismul, aici e clar ideologia pură a neoliberalismului, în special, dar a capitalismului în general, nu? Ideea asta cum că dacă muncești de mic, crești, voi de la zero și ce, o aberație, nu se întâmplă așa ceva. Poate în anumite cazuri, poate istoric a fost valabil la un moment dat, nu se întâmplă așa ceva, absolut deloc. În genere, niciun în caz. Genere, niciun caz, nu e o rețetă acest lucru. Dar sigur că ideologic lucrurile astea se pot pune în mișcare tocmai pentru a justifica ierarhiile care există, privilegiile unora și așa mai departe. Mm-hmm. Mi se pare clar o poveste ideologică, aici nici nu mai e foarte mult de făcut, de fapt, decât... Da, asta zic că nu poate fi un discurs rațional, nu poți să zici și să spui rațional, uite că lucrurile nu stau așa, trebuie să ne mai gândim, uite, iată povestea mai largă. Aici e cumva problema și cu stânga uneori, că încearcă acest proces de convingere prin argumente, date, fapte, statistici și așa mai departe. Nu, la un discurs ideologic, precum ăsta care vede... posibilitatea ascensiunii peste tot, n-ai cum să răspunzi cu date și fapte. Un discurs din ăsta aproape religios. Și corect, corect. Și cum răspunzi la un discurs religios? În care se crede religios în capital, în care se crede religios în ierarhie, în care dacă vorbești despre principiul, ca și cum vorbești despre Dumnezeu, ești eretic. Exact, da, păi, n-ai, atunci dai foc la biserică, mi se pare foarte clar, e foarte simplu. N-ai, argumente raționale n-ai cum să și pe chestia asta. M-am amuzat bine. Ok. Vreau să discutăm acum, cum ziceam, de un ecart, așa-l văd eu, nu știu, poate tu vezi altfel. Un ecart care există între comunismul real, adică cel care a avut loc, cel care s-a întâmplat, nu mă refer acum la faptul cum există comunismul în Cuba, mă interesează în România, în estul Europei aici, și comunismul teoretic. De ce zic asta? Pentru că mie mi se pare că de obicei în cărți, nu știu, luând-o de la Marx, treaba stă la nivelul argumentelor bine. În practică ceva se schimbă radical, nu știu, ajunge la capitalism de stat. Cum ți se pare? E ok să discuți în plan teoretic în continuare ca și cum teoria ți arată ceea ce ar trebui făcut în diferență sau opoziție chiar practică, nu știu cum vezi. Deci, în primul rând, ca să delimităm câteva lucruri. Unu, n-am avut, acum am spus mai devreme, n-am avut parte deloc de comunism în ceea ce privește experiența asta europeană. A fost clar o traiectorie capitalistă clasică. Sunt scritori staliniști care au scris despre acest lucru. Deci critica venea inclusiv din anii 50 de acolo, din zona asta stalinistă, faptul că traiectoria întreagă de la stalinism și post până în 89 a fost una clasică de capitalism industrial, specific modernității vestice, fără discuție aici. În ce forme s-a făcut, ce efecte colaterale, neașteptate și așa mai departe, asta e altă discuție, că au fost diferite în vest de ce. Clar, dar modelul de dezvoltare sunt în textele lui Lenin, sunt în textele lui Stalin, tot referința este la civilizația vestică, minus, evident, exploatările și așa mai departe. Deci, asta ca să dăm la parte ce s-a întâmplat în Estul Europei. Acum revenim la povestea teoretică. Marx a scris foarte puțin despre povestea asta. Era clar împotriva comunismului de tip utopic. Era da, una dintre și Engels. Era pe chestia științifică, comunismul științific, nu? De cum să era. Pentru ei povestea era cumva destul de simplă și la limită utopică. Faptul că capitalismul își creează proprii grave diggers era în, faptul că își creează, nu, creează proletariatul care la un moment dat, va răsturna burghezia și va deveni clasa universală, va înfăptui revoluția și atunci va duce la abolirea tuturor claselor, ceea ce Marx spunea că era deja comunismul, nu? Sigur, cum arată societatea comunistă în detaliu ei, e ceva imposibil de spus, sau mie cel puțin e imposibil să spun și sincer să fiu, nici nu este exact ceea ce mă interesează foarte mult, conturul teoretic al comunismului. Cred că e cumva o discuție, eu nu cred deloc în povestea asta, deci faptul că să vedem cum arată societatea de după și nu știu ce, nu cred absolut deloc. Cred că ce e interesant de văzut și de reținut sigur din Marx,
ca marxist spun asta, este exact analiza capitalismului. Dură, pe care o face aia la obiect, pe care o face Marx. Sigur, și celelalte texte Marx de tinerețe cu lucrurile alea mai istorice sunt importante, dar în principal analiza capitalismului pe care el o face, sigur, adaptată la contextul de acum, la ce trăim acum, nimic mecanic. Cum spuneam, secolul XIX și la o construcție istorică, nu e Biblia. Să o răsfăiști așa să vezi, uite, a zis Marx la pagina cu tare, deci așa e. Nu, se schimbă, dar tocmai asta spunea Marx, asta e principalul materialismul istoric și faptul că capitalismul într-o continuă mișcare, nu cea mai revoluționară forță împreună cu burghezia și așa mai departe. Deci trebuie să păstrezi întotdeauna analiza la zi cu ceea ce se întâmplă. Cred că asta trebuie luat de acolo. Cum arată societatea de după, nici nu mi se pare așa interesant, pentru că... mi se pare mai interesant exact de a gândi exact contradicțiile societății astea în care trăim și unde ne duce și cum putem interveni tocmai în zona asta, așa, construcții utopice despre cum spunea Marx, nu să vânăm seara și să citim poezie, nu mai știu exact cum era ordinea. E amuzantă, dar acolo de fapt e ceva important în asta, în toată construcția marxistă a comunismului cumva. Exact povestea liberării de muncă. De fapt, aici de fapt e miza, nu neapărat cum arată societatea în detaliu ei, ci exact imperativul de a ne elibera de muncă, de stringențele astea. De ce suntem legați de muncă? Știm, noi am fost eliberați de, cum zice Marx, eliberați de posibilitatea de a lucra pământul și de a ne asigura traiul ăsta, am fost alienați de posibilitatea de a ne genera singuri mijloacele de subsistență, fiind transformați în lucrători liberi, care, din nou, liberi în sensul marxist, adică ceva negativ, că nu mai e niciun fel de suport pentru existență. Și atunci, practic, ești dependent de pentru a supraviețui, trebuie să muncești, trebuie să-ți vinzi forța de muncă. Or, exact, comunismul înseamnă cumva aspirația de a te elibera de această nevoie de a munci pentru supraviețuire, de a deconstrui această relație. Cred că aici ar fi interesant. Cred că comunismul bazat pe chestia asta și concentrat în jurul relației de muncă și de producție, cred că poate căpăta contur. Și deja sunt, adică au fost tot timpul, nu? Un fel de încercări de a imagina feluri diferite de producție, feluri diferite de redistribuție, care să genereze să genereze despărțirea asta de muncă, de nevoia de a munci. Problema e cum faci asta global, adică pentru toată societatea, nu în comunități mici retrase undeva în care, sigur, merge. Poate merge, dar se bazează probabil pe alte forme de exploatare mai puțin vizibile. Și atunci cred că aici ar fi, de fapt, discuția. Comunismul teoretic, poate începe de aici. Altfel, pe mine, cel puțin, nu mă interesează niciun fel de proiectare a unei societăți din astea. Da. Poate să aibă chiar o latură evazionistă. Adică, ca să nu discuți despre realitate, să închipui nu știu ce chestie și te spui, bine, mersi. Da. Da. Vreau să te mai rog să glosez, cu riscul de a fi redundanți, să glosez puțin pe legătura asta între aspirația de a nu mai munci, de a nu mai fi supus, înrobit muncii, și punctul de vedere tradițional, care nu e doar creștin, ci duce până în Hegel, dialectica aia stăpân sclav din terminologia spiritului. Ăsta cu munca care te scoate din condiția de lucru, te ajută să ajungi la conștiință, munca care te face să fii om, care este, bineînțeles, o virtute în sine și începe cu hărnicia, cu cinstea, știi? Și adică e un ecart între ele. Și din punct de vedere tradițional, simt nevoia să zic asta, să aspiri să nu muncești, ce e asta? Să fii urichear, putoare. Să fii, leneș. Da, și la Marx e distinția asta, nu? Între labor și work. Nu știu cum s-ar traduce. Labor, partea legată de ce discutam mai devreme, munca în vederea supraviețuirii. Work, în sensul de emancipare de această relație deterministă și necesară, acea posibilitate de regăsire, de creație și așa mai departe. Sigur că există asta, clar este parte dintr-o
poveste ceva mai vastă în modernitatea vestică și poate mai mult decât atât legată de virtuțile muncii, de ține, cred cumva, de emancipare, de emanciparea de tradiție. Nu cred că e ceva rău, adică sunt cumva mai apropiat de povestea asta, dar din nou trebuie, cred că, înțeles distinția asta, știi? Adică pentru mine asta e important. Vezi, labor work de care vorbeai? Da, între labor și work. Adică dacă vorbim despre munca asta forțată, nu, cu orice formă de muncă din asta pentru supraviețuire, de fapt forced labor, nu? Atunci clar e ceva problematic acolo legat de asta cu munca și cu descoperirea de sine și cu creșterea, așa, ok, n-aș avea mare problemă dacă o rezolvăm pe prima, adică, ok, cu aceea fiecare poate în funcție de, eu aș sta și aș face altceva, n-aș fi și da, sigur, nu trebuie să împiedicăm pe nimeni dacă vrea, când o să ajungem în comunism. Bun. Hai să abordăm chestia cu colonialismul. Bun. Nu știu, aș începe tot legat de ce vorbeam cu un mit, i-aș zice și eu tot așa. Mitul eroului alb civilizator, mă gândesc că așa era văzut și în momentul în care erau colonizate Americile, de exemplu, care vine aici, te scoate dintr-o stare de obscurantism, de primitivism, România e o țară retrogradă și trebuie neapărat să ajungă din urmă și acel aproape, nu e chiar pe un cal alb, vine cu o mașină de ultima generație. Da, 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 sau cu un avion, mă rog. Da, da, da. De acord, e o problemă. După 89, nu numai România, tot blocul estic înainte și înainte, alte țări periferice de asemenea, au trecut prin acest moment. Experții de la diferite organisme care veneau cu rețete și dădeau rețete și așa mai departe. E important, e o relație de subordonare, ea se combină după aceea mult mai important cu relații de subordonare din punct de vedere economic, extracții de tip colonialist și așa mai departe, de resurse, de forță de muncă și așa mai departe. Asta e o poveste destul de clară, destul de clasică. Ceea ce mă interesează pe mine cumva mai mult în contextul post-89 România este forma asta de autocolonizare, de interiorizare a relațiilor astea. Practic nu e relația colonistă clasică în care ai oameni pe teren, guvernatorul care organizează. E mai emancipat. E o formă mai interiorizată. E o formă interiorizată de estici foarte bine. Două secunde. Vrei să spui cumva că un mit de acesta al vestului salvator e pus la lucru ca să ajungă la o exploatare economică odată? Cam așa ceva vrei să spui? Că e foarte util ca propagandă? Cred că este exact ceea ce îl determină. Colonialismul istoric a fost determinat de nevoia exploatării economice în principal. Uh-huh. Și asta este ambalajul. Și sigur că după aceea cu civilizarea este evident explicație ideologică care să susțină mecanismul de extragere economică directă. Este modul în care s-a înfăptuit, nu, civilizația vestică capitalistă prin exploatarea coloniilor. Și aici trebuie să fim destul de clare. Da, da, da. E complicat de discutat așa la noi, pentru că ăsta este, mi se pare mie, un punct de vedere materialist. La noi mare modă, la mare modă idealismul și mie mi se pare că există o dificultate majoră de a înțelege că există niște condiții de-astea de tip economic care determină o anumită ideologie, o reținere, dacă nu cumva silă față de un punct ăsta de vedere și cum, adică explicația apare post, bai, nu se poate. Da, sigur, cum apare, adică când apare, cum apare, nu cred că e neapărat o cauzalitate, avem interese brute economice și după aceea le raționalizăm cumva, cred că apare în același timp, adică procesul ăsta ceva mai complex, dar vreau să insist pe chestia asta, că într-adevăr explicațiile sunt materialiste, sunt economice și în special în ceea ce privește colonialism, adică evident ce explicații există pentru traficul de sclavi în zorii modernității. Adică argumente economice, la fel cu abolirea sclaviei, tot argumente economice. Adică nu e niciun fel de umanism acolo, sau pentru foarte puțin. Deși se tot promovează acest umanism, adică, vai de mine, când să fie vorba despre sclavi și folosirea lor ca sclavi, este vorba de civilizare, adică aia sunt niște oameni, știi, discursul. Da, da, știu, dar, din nou, la argumente religioase nu poți să dai răspunsuri raționale, că n-are... Sunt clar argumente interesate ideologic. Nu, evident, acolo o anumită traiectorie istorică, economică, care asta e problema și e o întreagă literatură extraordinară despre
cum întreaga civilizație vestică este în sine imposibil de gândit fără surplusul colonialist, fără exploatarea asta directă, brută a populațiilor considerate inferioare, populațiilor non-europene și așa mai departe. Și mergând un pas mai departe, practic, ca să există posibilitatea formulării acelei civilizații vestice bazată pe lege, pe universalitate, pe incluziune și așa mai departe, vot, democrație, ai nevoie de acest surplus în afara Europei, de sclavi și populație subjugată în modul cel mai primar. Asta este modul de dezvoltare european. Eu aș vrea să ajung, dar în pasul 2, la cum anume ar fi vorba despre colonizi și la noi, chiar dacă nu suntem în afara Europei, nu suntem negri, nu suntem indieni și așa mai departe, dar până acolo vreau să te întreb, tot legat de cum discuți sau cum abordezi din punct de vedere religios, impresia mea este că atunci când vorbești despre cum se ajunge la domnia legii, democrație, universalism și așa mai departe, vot, și prețul este suplamentul ăsta, externalizarea sclaviei, mă rog, mie mi se pare că zona aceea este cumva, cu un termen psianetic, refulată. Și deci când ajungi la ideologie, de obicei n-ai neapărat niște oameni care să îți dea seama foarte bine și să o facă cu maxim cinism propagarea ideologiei, cât cu treaba mai degrabă inconștientă. Cum lucrezi cu chestia asta? Că evident, dacă tratezi cu un punct de ăsta de vedere, mie mi se pare că reacția prima este: dar eu n-am făcut așa ceva, dar cum? Dar eu am cele mai bune intenții, dar de ce îmi pui mie în cărcă chestia asta? Da. E din nou un reflex liberal în care toate relațiile structurale sunt transpuse drept vină sau responsabilitate personală. Și atunci cred că mare parte din miză și mare parte din problemă este de construirea acestei substituții, practic, acestui mecanism de substituire. Trebuie să ne întoarcem din nou la elemente structurale, la cauze istorice, la povestea ceva mai amplă decât totdeauna reflexul ăsta liberal de o persoană individuală care trebuie să dea justificare, să răspundă, să-și dea explicații și așa mai departe. Asta cred că e o problemă foarte mare și acum m-am adus, adică sărind de la un alt acum, dar cred că se leagă. Povestea cu vina individuală legată de comunism și de nevoia de explicare după aceea, cine e vinovat pentru comunism, noi toți persoanele, asta e o discuție aici, nu? Tot poporul sau securiștii sau ăștia care trebuie să vină să explice, adică a existat întotdeauna acest impuls liberal de a te explica, de a asuma vină sau de a nu asuma vină, de a te identifica de victimă sau mai știu eu ce, în diferite grade de pasivitate sau de complicitate. Deci impulsul ăsta liberal există foarte puternic acolo. Deci cred că aici trebuie lucrat la mecanismul ăsta care, din nou, transformă lucruri structurale, cauze structurale în povești individuale. Și cred că la fel și cu colonialismul. Cred că ar trebui cu toții, chiar și în Europa, să ne simțim parte acestui proces prin care Europa a fost un agent colonialist foarte puternic. Și folosind experiența asta, să încercăm să ne înțelegem propria noastră formă de colonializare în raport cu vest. Și mai ales cu capitalul vestic. Aici, tu ce explicație ai avea la internalizarea asta de care vorbeai? Adică cum anume ajungi să te pui chiar în papucii vest-europeanului, dar nu identificându-te cu el, cât identificându-te ca dorii foarte aspră la adresa ta, care ești și începe. Da, o formă de autoflagelare, nu știu cum s-ar chema. Transformarea, adică stigma, nu că ești este european, sărac, postcomunist și așa mai departe, se transformă în identitate de care după aceea vrei să te emancipezi, să scapi. Și faci toate chestiile astea consumând produse vestice sau participând la un anumit tip de consum sau participând la un anumit tip de gândire, de manifestare, astfel încât să dovedești că ești civilizat. Asta practic e obsesia în Estul Europei, în România, nu numai după 89, dar așa s-a întâmplat de la formarea statelor națiune. Exact. Toată o perioadă modernă, interbelic, după aceea exact aceeași poveste, cu nuanțele de rigoare, cu istoriile de rigoare, dar e această relație de subordonare privind întotdeauna către vest. De ce se întâmplă chestia asta? Cred din nou pentru că Estul Europei și-a imaginat pe sine exact după modelul vestic. A fost un fel de catch-up permanent, de prindere din urmă permanentă, o asumare a
inferiorității, a înapoierii. Și atunci a fost mereu acest joc de a aprinde din urmă. Fel de, noi nu suntem vestici doar pentru că nu suntem geografic așa, dar altfel sigur avem toate calitățile, deci haide să dovedim. Cu celelalte zone, și cred că cumva e și un complex din ăsta european, de fapt, știi, că fiind pe același continent, sigur și noi suntem europeni, nu toată povestea cu integrarea în Europa, rezistă. În alte zone în care colonialismul și imperialismul vestic s-a manifestat ceva mai direct, mai ales prin ocupare propriu-zisă, lucrurile s-au diferit. Cred că acolo relația e în America de Sud, Africa și așa mai departe, toată povestea postcolonială, subaltern groups și așa mai departe. Dar în ce sens să zice că s-au diferit? Eu mă gândesc la unul ca Franz Fanon, care zice și el de negri care adoptă punctul de vedere al albului și se simt foarte prost în pielea lor de negri. Adică în momentul în care nu știi o limbă de mare circulație, gen franceză sau engleză, și vorbești limba ta de indigen, ești inferior. Dacă nu ai reușit să adopți mod de a gândi, iarăși, da. Acolo, iarăși ai o hibă, ești, apropo de stigma. De acord, numai că diferența este că Franz Fanon există pentru povestea aia, nu știu care ar fi Franz Fanon ales de europei. Și atunci cred nu că, clar, există, că nu există. Dacă ne putem gândi la unul, eu aș fi bucuros, dar nu cred că există echivalentul Franz Fanon scriind același lucru pentru Europa de Est. Cred că asta, de fapt, arată diferența de raportare. Nici măcar teoretic nu s-a putut imagina în Est un astfel de reacție. Au fost încercări, nu? În timpul comunismului ăsta despre care vorbeam, capitalismului de stat și așa mai departe, a fost o încercare și în Estul Europei de raliere la, și chiar în timpul lui Ceaușescu, nu? De raliere la mișcările astea din sudul global, de non-aliniere, de a fi atât împotriva Statelor Unite, cât și împotriva URSS-ului, celor două blocuri, tipul ăsta de discurs cumva anticolonial la nivelul ambelor tabere, dar a fost foarte fragil și foarte de scurtă durată în perioada respectivă, cel puțin în Estul Europei. În alte zone a fost și foarte pregnant în continuare, adică uite-te la Venezuela, la Bolivia și așa mai departe, multe țări din, de fapt, mare parte din America Latină. Ceea ce nu există în Estul Europei deloc. Sau de-abia acum începe să apară, asta mi se pare important, de fapt, de spus, că de-abia începe să apară în Estul Europei, inclusiv în România, un tip acesta de discurs pentru prima dată, în mod articulat, în mod coerent, critica vestului de pe poziții estice, destul de rafinate, înțelegerea relației de colonializare, de relații de subordonare capitaliste. Cred că e un moment foarte important. Cred că de-abia acum asistăm la conturarea unui astfel de discurs, pe fundalul a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani cu tranziția și toate așteptările alea înșelate care au urmat. Cred că merită urmărit. Cred că poate de-abia acum să avem transfanul din zona asta. Sperăm. Ce părere ai de modul ăsta de discuta, care este tot este european? Mă gândesc la unul ca Milan Kundera, dar sigur nu e de... Nu vreau să vorbim despre Milan Kundera, acolo răs total. Nu vorbesc de literatură. Ok. Chestia primită la Europa. Da, e o construcție fascistă. Așa. O construcție fascistă clasică în care nu suntem, ok, nu suntem vestici, dar uite, nu suntem nici este europene, ea bătăți în cap. Cine zice asta cu nestid orientalism? Care fiecare țară din Europa, mai mică sau mai mare, din zona asta non-vestică și imaginează întotdeauna zona inferioară. Dacă ești în Austria, acolo se termină. Da, găsești pe cineva care e mai, nu, ăștia din asta tău. Maria Todorova, parcă o cheamă. Despre Balcania. Balcani și balcanism, probabil că la Todorova era chestia asta. Da, sigur, cu construcția asta. Deci fiecare își construiește propriul subaltern ca să se simte ceva mai bine. Noi, noi cu Republica Moldova, acum, cazul clasic. Ăștia, copiii de care trebuie să avem grijă să-i integrăm, să-i aducem în Europa, nu știu ce. Noi făcându-le lor exact ceea ce noi am trăit 20 de ani în raport cu vestul, un fel de răzbunare din asta, știi, ca în bancul ăla când dai până ajunge la cățel și copilul dă un șut în fund la cățel. Cam așa e chestia. Dar altfel, sigur, sunt construcții absolut fasciste, iar mitele Europa e de departe cea mai fascistă construcție după 89 cel puțin. Să puteți să insiști puțin de ce îi spui fascist? Bine, da, ok, nu vreau să abuzez de termen, că știu că deja o construcție colonială în care, cum spuneam, te diferențiezi de aia pe care îi consider mai
inferior ție. Cel puțin. Adică, practic, este un fel de construcție de ierarhii, de subordonări, de persoane mai puțin importante, de persoane de grup de persoane, de fapt, inferioare. În sensul ăsta. Sigur că poate nu e cel mai bun termen. Nu vreau să abuzez de fascism. Deși uneori are poate mai degrabă valențe politice de încadrare așa decât explicative, știi, când folosești. Aș vrea să trecem la discuta puțin despre elite financiare și elite intelectuale la noi. Ți se pare că tot așa, într-un sens de ăsta materialist, se poate vorbi despre o anumită determinare a elitelor intelectuale de către elitele financiare, sau nu vezi lucrurile așa? Se pare că există și un ecart? Între... La ce mă refer, poate? Da. La elite financiare, când zic asta, nu mă refer neapărat la finanțe, punct. La elite politice, la cei care au puterea politică, la elite economice, la peștii mari. Da. În filmul lui Solomon, și de aceea vreau să te întreb, dar nu acum. Asta, peștii mari înseamnă, nu știu, Patriciu, Nicolae, Oastra, Gigi Becali și mai departe. Și la elite intelectuale mă refer la intelectualii mainstream, gen oamenii din jurul grupului de la Păltiniși, care sunt vizibili. Nu știu. Da, eu cred că intelectualii mainstream, cel puțin de astăzi, joacă rolul, cum să spun, de animatori culturali pentru un segment ale elitei financiare, cum vrei să zici, eu le zice capitaliștii locali, deținătorii de capital local. Okay. Și pentru anumite segmente ale ceea ce se poate numi clasa de mijloc. Intelectualii ăștia mainstream români de acum, cu câteva excepții în care sunt ei înșiși deținători de capital, precum Liceanu, dacă nu mă înșel, mare parte din ei joacă rolul de animator cultural. Ei sunt, cum să spun, produc distracție pentru oamenii ăștia, sub forma de texte, panseuri, anticomunism. Mă rog, anticomunism e o poveste puțin mai complicată acolo, dar tot în zona asta de distracție culturală. Deci rolul lor e pur și simplu clar de animație, de te simți bine. Foarte puțini intelectuali, și mi-e greu să mă gândesc exact care, au avut vreun rol după 89 în construirea asta de ideologii, de partide politice, de programe politice care să fie luate în seamă. Nici, foarte puțin sau aproape nimeni nu a avut acest rol. Dintre intelectuali ăștia cel puțin consacrați de prim plan mainstream, au fost foarte buni pentru distracție și pentru a oferi acele produse culturale prin care capitaliștii locali, anumite segmente ale clasei de mijloc să se poată legitima și să se simtă bine cât de elevați și intelectuali sunt, fiind de fapt extrem de ignoranți de ceea ce se întâmplă în restul lumii în afară. Și cred că ăsta este rolul lor. Iar capitaliștii locali, sigur, profită de această scenă închisă, de această marginalizare, ca să se simtă ceva mai culți. Nu, asta a făcut și Gigi Becali, adică și-a tras comisie de istorici, adică e primul reflex al ăsta, că să ai și puțin status. Și cam asta s-a întâmplat, adică oamenii ăștia au oferit legitimări simbolice, ideologice pentru... Deci asta nu este distracție când vorbim de legitimare. Că și eu mă gândeam asta acum când vorbeai tu de distracție, atâta vreme cât nu fac niște programe concrete, politice, dar vorbesc despre, și începe chestia cu vina, cu asumarea individuală, cu meritul, da, meritocrația, nu știu ce, sunt niște termeni neoliberali, că ei știu sau nu știu, unii știu. Sigur, nu. Nu vreau să banalizez, dar să zicem și cu anticomunismul, că e o poveste mai complicată și mai amplă cumva, că într-adevăr anticomunismul la pachet, așa ca discurs ideologic hegemonic post-89, a avut un rol politic foarte important, chiar dacă nu direct, nu? Chiar dacă n-a contat foarte, foarte mult în elaborarea politicilor mai ample și așa mai departe, dar a jucat un rol foarte important de introducerea unor mesaje neoliberale, de naturalizarea lor ca unicele posibile, de a naturaliza o anumită și instituționaliza o anumită perspectivă asupra trecutului comunist și ce a întâmplat perioada respectivă. Sigur că toate lucrurile astea sunt importante și creează evident ideologie și creează un anumit tip de explicații, un anumit tip de adevăruri, un anumit câmp în care se pot discuta lucrurile, un anumit limbaj. E foarte important. La rândul lui, nu legitimând toate procesele de privatizare, acumulare de după 89. Sigur că e important, dar ce vreau să zic este că n-au avut niciodată un impact direct. Oamenii ăștia au fost mai degrabă
preluați, folosiți, introduși în zona asta mai degrabă într-o formulă periferică. Ei nu au avut niciun fel de putere cu toată nu, imaginea lor de sine cum că ar conduce din spate sau ca niciun fel, niciun fel. Dar putere simbolică crezi că au avut? Sigur că au avut, sigur adică că nu materială, dar... Da, sigur că după 89 mulți dintre ei au venit din zona asta literar filozofică care pentru că erau cumva într-o relație aparte cu puterea statului comunist l-a permis cumva iluzia de a întreține iluzia că ar fi fost dizidenți. Au rezistat prin cultură, ceea ce e foarte interesant de aflat cum să reziști prin cultură în condițiile în care cărțile tale erau publicate la cele mai mari culturi din țară. Eu asta vreau spun. Asta e dovada că au rezistat. Cum au rezistat? Eu asta nu știu cum au rezistat exact, dar e bine. Adică unde e rezistența? De ce nu se numește trăit normal în timpul comunismului? Unde e rezistența acolo? Că... Da, și nu se fără... Nu, sigur, e fiind mai degrabă depărtați de zonele cheie, ca de obicei, de fapt. Aici e problema. Fiind depărtați de zonele cheie ale statului comunist, precum nu, jurnalismul sau... economia sau relațiile internaționale, chestiile care chiar contau și scriind eseuri și panseuri pe care oricum nu înțelegea decât o mână de oameni ca să se simtă bine, au putut să întrețină această chestie și au transferat acest capital simbolic după 89. Sigur, a fost foarte, foarte important pentru o anumită zonă politică. Nu? A fost foarte important la început discursul anticomunist pentru că îi putea lupta împotriva foștilor nomenclaturiști, cum se numeau foștilor securiști, care de fapt FSN, era... FSN, da, sigur, acolo a fost doamnă stăcătură, că de fapt lupta împotriva lui Iliescu, dar toți Roman cei care deveneau... Ceva. Da, Roman era beat mai bun. Dar în timpul ăsta se întâmplau procesele foarte mari de acumulare de capital, nu de către foștii comuniști de la vârful Partidului Comunist, ci de directori de fabrică, de mici întreprinzători, de oameni precum Liceanu care au beneficiat de privatizări și așa mai departe. Deci discursul ăsta a țintit împotriva vechilor comuniști și a trecutului comunist, a împiedicat complet discuția despre prezentul respectiv și despre viitor, cum se arată societatea. Și de asta acum, după 20 de ani, constatăm că nici n-am avut un proiect de societate și că tot oricum este destul de sumbru în jur, tocmai pentru că lucrurile astea au trecut nespus, a fost pur și simplu... Apropo de discurs, de retorică, uite, tu spuneai mai înainte că poate în timpul comunismului aveau libertatea, nu știu, câtă era ea, libertate, mai puțină libertate relativă, de a scrie eseuri care să nu aibă o miză concretă, pentru că nu era vorba despre economie, nu era vorba despre politică. După 89, de multe ori au scris ori așa ceva, și aș întreba dacă nu cumva e o formă tot de evadare din realitate sau dacă au scris și pe teme politice, au scris explicit dintr-un punct de vedere de stăpân, de om cu putere, un punct de vedere neoliberal care să întărească, nu știu cât de conștient, impresia mea e că mai degrabă nu, acumularea de capital de care vorbeai. Da, sigur, deci au jucat rolul ăsta de... agenții ideologice transformărilor post-89 nu au fost în niciun caz împotriva. Sau nu au discutat despre noi. Nu a interesat niciun fel soarta oamenilor disponibilizați, nu a interesat tipul de societate în care trăiesc, nu a interesat acumularea discrepanțelor în societate, tot ce se întâmplă, toate au fost codificate într-o cheie morală, într-o cheie culturală de elite și masă și plebe care nu înțelege de tot felul de chestii astea. Dar ar fi de interesant de întrebat totuși, în ce măsură oamenii ăștia chiar sunt adepții capitalismului? Eu nu cred că sunt. Și spun aici din nou, din perspectivă marxistă, ce înseamnă capitalismul, în sensul sigur de toate exploatările respective, dar și capitalismul cel care nu dizolvă relațiile de status, de grup, de ierarhie din astea privilegiate, de clan, dacă vrei. E interesant, oamenii ăștia așa funcționează și în general mediul... Este o chestie mai degrabă feudală? Eu, da, sigur, neo-feudală, cum să-i spun, adică... Se spune că capitalismul are de structurat și capitalismul e mai modern, era asta cu clanul și... Sigur, în termeni ăștia, adică nu vreau să spun feudal în sens descriptiv, cât mai degrabă relații de clan, relații ierarhice, relații de circuit închis,
Ori oamenii ăștia sunt adepți la așa ceva, ei n-au încredere în democrația populară de masă, inclusiv în ceea ce înseamnă, evident, inclusiv, care nu înseamnă exact virtuțile capitalismului vestic, modern, oferirea drepturilor încet, încet, democrația formală burgheză, nu către toate clasele, mai mult sau mai puțin. Ori oamenii ăștia nu cred în chestia asta. Oamenii ăștia nu sunt adepții capacităților de a dizolva relațiile preexistente pe care le are capitalismul. Din contră, ei sunt pe status, pe ordine, pe ierarhii, pe cerc valoare, cerc închis și așa mai departe. Ori din punctul ăsta de vedere, oamenii ăștia nu sunt nici capitaliști, nici moderni. Cred că trebuie să înțelegem asta. Și premoderni. Sunt premoderni și cred că are de-a face și cu o nostalgie din asta a societății tradițional țărănești despre care am are vorbit. Are legătură cu legionarismul de tip Naionescu, interbelic? Da, sigur, a fost un efect. Cred că o chestie mai largă de atât. A păstra relațiile astea ierarhice cu subtonurile ortodoxiste de rigoare care duce putere e o formă de, cum să spun, a supraviețui în modernitate ca aristocrat, așa știi, da, da, supraviețui în cu valori tradiționale paternaliste, exact, aristocrat. Și cred că asta ar fi de fapt de urmărit, dar ei cum au legitimat, sigur, la nivel superficial, așa de cum spuneam, de a fi în grațiile puterii întotdeauna, sigur că a mers legitimarea neoliberalismului într-un fel sau altul, fără probleme, însă în practică și în felul lor de niciunul dintre ei nu sunt neoliberal. Deși ei cred asta. Deși sigur că dacă întreb, da, eu cred că de fapt e și mare confuzie între un liberalist de secol 19, un neoliberalism actual, foarte greu de distins, adică destul de precar la partea intelectuală, așa, la partea teoretică, mai mult cu retorica, cu construcția foarte ideologică, foarte puternică, nu că ăștia muncitorii sunt asistați, nu trebuie să mai fie nimeni asistat și așa mai departe. Adică chestiile astea absolut grotești și foarte violente, adică la asta zbune. Da? Și asta ar trebui să punem sub semnul întrebării devotamentul lor față de capitalism și modernitate. Mai ales cu această premodernitate, cu Evul Mediu, cu recuperarea lui Platon, Aristotel și atât, asta este un semn al degradării lumii. Aș mai vrea să discutăm ceva înainte de a încheia. Cum ți se pare o anumită abordare marxistă care spune că rezolvarea problemelor de clasă, rezolvarea problemelor muncitorilor sunt mai importante decât discuțiile despre drepturile femeilor, care cumva o iau înaintea problemelor economice? Ce părere ai de o chestie genul ăsta? Nu, să lăsăm mai ușor cu feminismul, că nu e timpul. Nu cred că un marxist autentic, sau mă rog, nici cine a citit Marx, nu cred că ar spune neapărat chestia asta, pentru că e eronat. Sigur, aici o discuție întreagă despre prioritatea luptelor și ce vine mai întâi, ce vine după. Cred că ce important de înțeles este că lucrurile trebuie privite în același timp. Nu poți să vorbești de exploatarea capitalistă fără să ai dimensiunea de gen a felul în care se întâmplă chestia asta. Bărbații și femeile sunt exploatate în mod diferit de către capitalismul, uneori punându-i în antagonism unii pe alții, tocmai pentru a ține de parte și a nu să putea coaliza ca forță împotriva capitalismului. Asta prima idee timp, Exact. Și atunci cred că o analiză cu adevărat lucidă și cu adevărat concretă înseamnă exact de a înțelege felul în care capitalismul funcționează ca sistem de relații sociale, care înseamnă exact ce spuneam, moduri diferite de inserție în acest sistem de relații, pentru bărbați, pentru femei, pentru copii, pentru alte categorii. Ori atunci în ierarhiile între feminismul e mai important și marxismul sau analiza de clasă e mai puțin importantă, nu și are niciun sens, pentru că evident analizând în mod empiric, exact, materialist, relațiile capitaliste, lucrurile astea sunt integrate. Acum,
distinția între clasă și feminism este de fapt o parte a unei bătălii mai degrabă academice, de protejarea câmpului luptei fiecăruia. Ok, noi avem partea cu feminismul, voi aveți partea cu clasa, mă rog, asta deja discuțiile mai vechi, cumva anii 70, în felul în care se reorganizau domeniile academice, fără să neg că, într-adevăr, probabil istoric putem vorbi de un fel de aroganță dinspre anumite zone marxiste cu privire la situația femeilor. Sau cu, mă rog, preocuparea asta față de femei. N-a fost cazul, de exemplu, dacă ne uităm la Revoluția Rusă, deloc. Chestiile astea au venit la pachet, nu? Femeile cu liberalizarea situației. Exact, nu, dar revoluția a fost făcută de femei cu problema femeilor în minte și cu întreaga poveste legată de clasă, de exploatarea capitalistă concomitent. Deci acest lucru se poate face. Cred că, într-adevăr, că e o greșeală dacă le ierarhizăm, nu cred că trebuie făcut așa și cred că ar mai fi ceva, adică aș vrea să întorc puțin întrebarea asta spre altă zonă, cumva. Există cumva imaginea asta oarecum utopică, poate și în marxism, dar și în alte zone, cum că odată făcută revoluția, tot ce înseamnă relații de subordonare, relații între bărbați, femei și așa mai departe, vor fi clarificate instantaneu. Ori, cu tot optimismul de rigoare, eu nu cred că acest lucru se poate întâmpla, cred că e foarte, foarte utopic. Și cred cumva că ar trebui, la un moment dat, să discutăm ceva mai diferit despre relațiile de gen și relațiile capitaliste. Nu spun că sunt diferite, nu spun că, adică sigur că în interiorul capitalismului relațiile de gen au un anumit tip de regim și un anumit tip de natură, dar avem relații de gen și înainte de capitalism, nu? Diferite forme până la apariția capitalismului au fost totuși zeci de mii de ani de relații de gen. Și probabil că vom avea și după căderea capitalismului un regim de relații între gen. Și atunci, cred că cele două ar trebui cumva disociate, analitic, nu neapărat în practica politică, dar măcar la nivel analitic, și să înțelegem cumva că dacă luptăm împotriva capitalismului, înseamnă că vom rezolva neapărat toate problemele. Eu înțeleg automat chestia asta. Automat. Exact. Deci eu cred că e o problemă autonomă și cred că e foarte importantă. De asta nu cred că merită băgată la pachet și de asta nu cred, cum spunem noi, domnule, dacă scăpăm de capitalism, atunci să vezi ce bine va fi. Nu cred chestia asta. Cred că e o problemă foarte serioasă și trebuie gândită ca atare. Există, știu, totdeauna riscul ăsta al ierarhiilor, bărbații care sunt în continuare dominanți și misogini, mai ales, din păcate, în unele zone la stânga. Da, sigur, asta și în anumite zone de la stânga. Asta îmi pare rău, trebuie să spunem. Da. Nu mai zic de ce se întâmplă la dreapta, n-am are rost să vorbim despre asta, dar vorbim despre ce se întâmplă la stânga. Există anumite zone din asta foarte tradiționaliste și ierarhice, care într-adevăr subordonează orice la o anumită idee despre revoluție sau despre emanciparea totală și definitivă. Eu nu cred așa ceva, cred că e la fel de utopic precum ideea că piața liberă se autoregulează sau mai știu eu ce. Deci, în același registru absolut utopic, cred că trebuie înțeles mult mai contextual și cred că de asta nu trebuie deloc ierarhizată, dar aș face cumva această distinție că există un orizont ceva mai larg în cadrul relațiilor de gen decât povestea cu capitalismul poate exprima. Ok. Păi, mulțumesc că ai venit în emisiune. Mulțumesc pentru invitație.